Salut și bine ai revenit pe acest canal. Pentru aceia dintre voi care sunteți noi aici pe canal, să știți că aici o să găsiți multe clipuri despre produse de make-up, skincare, uneori și mâncare, chestii pentru casă, dar astea așa mai rar și vreau să încep să fac un pic mai des. Nu știu încă sub ce formă sau cum, clipuri despre fashion și anume despre ceea ce port eu. Nu mă interesează neapărat trendurile, nu mă interesează neapărat să fiu un trend. Dacă cumva ceva ce e în trend se potrivește cu stilul meu, perfect. Dacă nu, atunci nu. Dar să știți că o să vedeți și partea aceasta și o să fie mai mult ținute pentru femeile un pic mai conforme, pentru că, după cum știți, este așa mai pufășică. Da, e un subiect destul de controversat prin social media și peste tot, nu e neapărat vorba despre mine personal, dar știu că multă lume cumva, mulți se regăsesc, alții nu se regăsesc, așa că dacă sunteți genul de persoane ca și mine, nu pot să zic că sunt grasă, am undeva în jur de 68 de kilograme pe acolo. Sunt micuțe de înălțime, am 1,59, deci 1,60, hai să zicem, să rotunjim. Dar cumva încerc să mă îmbrac stilului meu, uneori poate mai port și haine care nu se potrivesc neapărat conformației mele, dar pentru că îmi plac foarte mult, le port. Așa că să știți că și asta urmează și dacă vreți să știți mai multe despre mine, aveți întrebări, să mi le lăsați în căsuța cu comentarii dacă ne lasă YouTube-ul să comentați. Să le lăsați acolo pentru că vreau să mai fac pe viitor și niște clipuri de astea în care să ne cunoaștem mai bine. Eu sunt make-up artist și sunt cosmeticiană, am un salon slash studio, cum îmi place mie să-i spun, în Cluj-Napoca, unde le fac frumoase și le răsfăț pe clientele mele. Iar astăzi vreau să vă răsfăț pe voi vizual cu un haul din DM. Mă duc săptămânal de câteva ori pe la ei. Uneori să-mi grătesc ochii să văd ce a mai apărut, alteori să mai fac și cumpărături, alteori mă duc țintit că am nevoie de dischete sau de ceva pentru studio. Iar cumpărăturile de astăzi sunt așa, o parte pentru că aveam nevoie, o parte pentru că mi s-a făcut poftă și o să vedeți imediat despre ce este vorba și o parte pentru că am vrut să cumpăr niște chestii pentru voi. Nu vă zic care din aceste produse sunt pentru voi, nu vă zic când o să le puteți câștiga, va trebui voi de acum înainte să vă uitați la clipuri și să vedeți în care clip am să pun că acesta este clipul în care să vă înscrieți pentru a câștiga câteva produse din DM. Așa că vreau cumva să fac să fie mai interesant și să ne și distrăm așa un pic făcând un hunt și văzând exact când postez concursul, când nu-l postez și ce o să fie. Da, hai să începem cu haul-ul. Nu sunt produse multe, am cumpărat mai multe pe parcursul timpului, dar erau foarte multe pentru casă. Astăzi pentru casă am să vă arăt doar două, care mi se par mie așa un pic mai interesante. Unul pe care vreau să-l testez la recomandarea voastră și unul pentru că îmi place produsul în sine. Dar între timp să știți că am cumpărat multe chestii pentru casă, am mai cumpărat pentru studio, tot felul de dischete, chestii ce le folosesc acolo care cumva sunt consumabile și acestea sunt cele pe care m-am gândit că poate v-ar interesa și pe voi să le vedeți și să vă povestesc un pic despre ele. Ziceam că primul produs l-am cumpărat pentru că mi s-a făcut poftă. Ăștia pufuleți. Sunt de la Gusto, pufuleți bio. Stați să văd unde scrie română. Gustare din porumb ecologic cu sare. Mie îmi plac foarte mult pufuleții. Recunosc că în ultima perioadă am tot căutat, dar le-am găsit unii buni, cum erau ăia de mai demult. Dar am găsit pe ăștia, îmi plac. Să știți că i-am și la studio. Ăștia sunt nedesfăcuți, dar știu ce gustau pentru că am la studio. Și am zis că am și acasă pentru acele zile în care simt nevoia să ronțăi ceva, dar să fie un pic mai sănătos. Și eu ador porumbul și tot ce ține de porumb. Zilele trecute am fost la piață și mi-am cumpărat porumb din ăla să-l pun la fier și a ieșit delicios. Așa. După aceea, pe partea de casă, ca să scăpăm de chestiile astea mai... Dacă mă urmăriți pe Instagram, am povestit acolo un pic cu voi. Pentru că în concediul meu din Praga, m-am cumpărat o rochie superbă verde de la COS. Știți că mi-a place foarte mult magazinul. Și am scos-o la o zi de naștere
iar unul dintre chelneri nu cred că a făcut-o intenționat, probabil nu și-a dat nici el seama. Eu mi-am dat seama destul de târziu de ce s-a întâmplat, dar a scăpat ceva pe rochie, mi-a pătat absolut tot spatele, aveam pe umăr, pe fund, peste tot. Au încercat cu foarte multe soluții să scot, până la urmă am reușit să scot cu ceva veniș pentru haine colorate, pentru că rochia este de un verde intens, superbă, și cumva mi-era frică de soluțiile astea pentru pete, să nu mi-o decoloreze, să nu mi-o strice și mai tare decât era. Și atunci v-am întrebat voi ce folosiți și câteva dintre voi mi-ați recomandat, cred că asta este soluția pe care mi-ați recomandat-o voi. Eu asta am găsit-o și asta avea peria asta cumva la capăt și mi-am dat seama că asta este din gama proprie DM și se numește soluția antipete cu perle pentru haine albe sau colorate. Ideal pentru călătorie, îndepărtează petele alea pete și de... Mă scuzați, un porumbel se plimbă aici. Nu în casă, afară, doar că sunt cu geamul deschis. Zice aici pete precum ulei, sânge, machiaj și așa mai departe. Nu l-am folosit, nu știu exact cum este, dar pentru că tot timpul se întâmplă să mă pătesc de machiaj sau de toate cele, special hainele albe, aici în jurul gâtului de la fond de ten, sunt maro, m-am gândit să o cumpăr să o testez, mai ales că a avut un preț foarte bun, dacă bine țin minte a fost sub 10 lei, iar cel pe care l-am cumpărat eu de la Veniș a fost vreo 30 de lei, așa că am zis că dacă asta, jucăria asta e bună, atunci o să fie perfect pentru ce am eu nevoie. Și așa arată periuța de la capete. Dacă voi ați folosit-o, să-mi ziceți și mie dacă trebuie să fiu atentă la ceva anume, însă abia aștept să pun la treabă când o să fie cazul și chiar am de spălat niște haine albe pătate de make-up. Asta a fost așa chestia un pic mai nefancy. Și a doua chestie mai nefancy, dar pe care eu o folosesc foarte, foarte des acasă, este hârtia aceasta de copt, tot așa din gama lor proprie de la Profissimo. Îmi place foarte mult, zice aici că sunt 30 de bucăți. Îmi place că este gata tăiată, are o dimensiune potrivită pentru mai multe tăvi. Dacă vă interesează, este 38 pe 42. Eu o folosesc când pun orice la cuptor. În ultima perioadă, cel mai iubit prânz de mine a fost cartofi la cuptor cu halumi și cu salată de roșii. Deci e ceva de vis. Puneam repede cartofii, după care la final, înainte să fie gata, puneam halumi, era foarte repede de făcut, de pregătit, de mâncat. Și în timpul în care se făcea, eu puteam să fac orice altceva, nu trebuia să stau lângă oală. Și folosesc hârtie de copt pentru acelea. Când fac ciocolată de casă, înainte să o pun la frigider, o pun pe o hârtie de copt pentru că nu se prinde și e foarte ok. Da, lăsați-mă pace. E foarte ok și îmi place super mult, așa că la foarte multe lucruri folosesc hârtia de copt în casă și de asta m-am gândit să vă arăt. Și ce vreau să vă zic, nu mai rețin care din produsele acestea fac parte din categoria respectivă, însă să știți că cei de la DM periodic actualizează gama de produse mereu avantajos. Asta înseamnă că pentru o perioadă de 4 luni, 6 luni, prețul acelor produse nu se schimbă. Indiferent ce se întâmplă pe piață, că crezi de 100 de ori prețurile, sper să nu fie cazul vreodată, dar prețul acelor produse nu se schimbă și cumva în mod frecvent ei schimbă produsele astea și tot introduc mai multe în gama aceasta. Să știți că o găsiți la, în momentul în care vedeți eticheta cu preț, acolo scrie mereu avantajos, fie cu roșu, fie cu negru, dar să fiți atenți pentru că mi se pare că produsele acelea au un preț foarte bun. Am zis că nu știu dacă am un fir de păr. Nu mai știu care din produsele acestea fac parte din acea categorie, dar vreau să fac pe TikTok o serie top 5 produse preferate pe partea de skincare, pe partea de food, pe partea de make-up, care fac parte din categoria mereu avantajos. Așa că dacă vreți să vedeți, doamne, deci... În momentul în care transpir, se lipește părul de fața mea și nu mai pot să-l mai dau la o parte. Deci am pe frunt un fir de păr. Gata, cred că s-a dus. Așa, spuneam că mi se pare o idee foarte mișto a lor să facă acest lucru. Și acum să trecem la chestiile mai interesante, dar nu înainte să vă arăt aceste șervețele umede, pentru că... Da, astea mie îmi plac foarte mult, sunt preferatele mele acasă. Avem ambalajul acela mare, care are, nu mai știu, 70 sau nu știu câte șervețele sunt. Tot din gama lor. Și în geantă întotdeauna am din acestea. Și acum chiar că trecem la chestiile mai interesante. Mi-am luat vopsea de păr.
pentru că vreau din nou să mă vopsesc. M-am vopsit în perioada în care eram în concediu de aici de pe YouTube și mi-a plăcut foarte mult. Eu mă vopsesc pentru că de multe ori eu îmi spăl părul foarte des. Încerc să nu o fac zilnic și în ultima perioadă, de exemplu, astăzi m-am spălat pe păr, mâine, ca să nu mă spăl din nou, mi-l prind sau îi fac ceva să nu arate foarte nespălat, după care în următoarea zi îl spăl iar. Și acest lucru cumva nu neapărat că îl afectează, pentru că am grijă de el, dar își pierde din strălucire. Și vreau să mă vopsesc aceeași nuanță ca și cea pe care o am și în momentul de față, dar cumva să obțin această lucire. Așa că mi-am luat tot de la L'Oreal și data trecută m-am vopsit cu ceva de la L'Oreal și dacă vreți să vedeți exact before and after, să știți că am postat pe TikTok, o să vă arăt și vouă pentru că am văzut că v-a plăcut foarte mult clipul acela, cred că are 13.000 de vizualizări pe TikTok. Mi s-a părut așa foarte mișto, așa că mi-am mai cumpărat vopsea, asta este altfel, aceea era cu amoniac, asta este fără amoniac. Sunt fix același lucru, ambele. Mi-am luat numărul 515, ciocolatiu, și zice aici că de 3 ori mai strălucitor, durează până la 28 de șamponări. Și ce am vrut, de fapt, eu să văd, deși eu n-am fire albe, din fericire, zice aici culoare ultra strălucitoare și acoperire optimă a firelor de păr alb. Știți că, în general, produsele fără amoniac nu acoperă firele de păr albe, dar astea promit să o facă. Și vreau să văd exact cum arată pe părul meu, cam ce nuanță are, să știu atunci când o să fie cazul să am fire albe, dacă pot să folosesc asta, pentru că sunt conștientă că în curând va veni și acel moment și nu mai pot decalt. După aceea, am luat un săpun lichid. Ăsta este, cred că, al patrulea din gama asta, pentru că îmi place foarte mult. Avem deja vreo două sau trei folosite și ăsta e patrulea. Este cu lapte și miere, îmi place foarte mult cum miroase și îmi place că nu usucă absolut deloc mâinile și are și un preț bun până în 5 lei. E foarte, foarte mișto. Am mai cumpărat de-a lungul timpului și alte mirosuri de la ei, dar ăsta este preferatul meu. Astea sunt noutăți. Astea sunt noutăți. Astea sunt... noutăți, astea nu sunt noutăți. Am, cumva le-am împărțit. Am cumpărat și o paletă de la Catrice cu nuanțe perfecte pentru toamnă, The Mocha Eyeshadow Palette. Este aceasta și după cum vedeți are niște nuanțe maronii și se poate face un latte make-up din paleta asta, ceva genial. Din păcate nu știu prețurile, stați să văd oare, ăsta e bonul. Stați așa. Asta e bonus, stai să vedem. Catrice, Catrice, Catrice. Paletă. Paleta a fost 30 de lei dacă vă interesează. Săpunul de mâini 4,95 lei, pufuleții 5,45 lei, hârtia de cop 6,45 lei, mi se pare că e cel mai bun preț de pe piață din câte am văzut eu. Șervețelele antibacteriane 4,49 lei din ce v-am arătat până acum. După aceea, asta nu este o achiziție nouă, dar încă n-am testat-o și vreau să o testăm împreună. Dar nu știu dacă v-am arătat, oare v-am arătat? Am stat să mă gândesc, eu am făcut un haul acum când m-am întors din concediu și când m-am întors pe YouTube și nu știu sigur dacă v-am arătat și astea haul pentru că astea le-am recumpărat de dinainte și știam că vreau să fac un haul de am și nu mai știu dacă vi l-am arătat. Căldura asta vă afectează mintea. Dacă v-am arătat, îmi pare rău. Vreau să vă arăt crema aceasta pentru că ei tot timpul au tot felul de produse și din gama Nivea la reducere. Este o cremă cu pigment care zice aici că ar trebui să mă ajute în lupta cu petele pigmentare. Este o cremă anti-spot colorantă cu efect corector dublu SPF 20, uniformizează instant tenul și reduce vizibil petele pigmentare. N-am testat-o încă, vreau să testăm împreună. Am vrut să vă arăt pentru că aveau la un moment dat ei ceva ofertă. Aveau niște pliante care vă ofereau 35 de lei reducere la orice produs Nivea din gama Antispot. Aveau mai multe. Sper că nu v-am arătat în clipul cu haul. Dacă vi l-am arătat, îmi pare foarte rău. Vă mai arăt încă o dată. Aceasta este crema și vreau să o testăm împreună după ce se mai răcorește un pic ca să pot și eu să filmez un video decent. Și așa arată ambalajul în cazul în care vă interesează. Are o cremă, e colorată.
dar nu știu să vă zic dacă sunt mai multe nuanțe, pentru că eu doar pe aceasta am văzut-o. Ca și creioane de ochi. Știți că eu folosesc foarte, dar foarte des pe post de linie de tuș creioanele de ochi de la Maybelline. Chiar și astăzi am, ca să vă scot un pic în evidență ochiul, ca și un fel de linie de tuș cu unul din creioanele astea, doar că este un pat cu pensula. Sunt din gama Maybelline Tattoo Liner. Am Smooth Walnut și Bold Brown. Astea le-ați văzut și în clipul anterior cu preferatele momentului, pentru că sunt niște creioane pe care eu le ador și le folosesc zilnic. Fie fac linie de tuș, fie fac ce mi-am făcut astăzi, fie fac smoky. Cândva, ceva tot timpul folosesc. Și îmi place că sunt foarte, dar foarte rezistente. Și acum, urmează niște produse noi, pe care nu le-am mai testat, pe care vreau să le testăm împreună o parte din ele. Și m-am gândit să vi le arăt și vouă. Am văzut la Senziana pe TikTok acest produs. Și am vrut să-i să pun și eu mâna pe el. Este de la Essence și este Electric Glow Color Changing Lip and Cheek Oil. Este un produs pe care să-l folosiți pe post de blush și pe post de ruj sau de ulei. Și din câte am văzut la ea, cumva își schimbă culoarea și obții așa o culoare ca și de blush. Mi s-a părut foarte interesant, de asta am și vrut să-l testez. Este așa verzui în ambalaj și mi-aduce aminte de rujurile acelea verzi. Cred că avea și mama, dacă bine țin minte, o ruj din acela verde mai demult. În momentul în care îl puneai pe buze, avea, cumva, primea o culoare așa mai roz, roșiatică, nu mai știu exact. Și acesta a fost 17 lei. Mi s-a părut un preț foarte bun. După aceea, tot pe partea de iluminare și așa, am văzut un produs nou de la Catrice, se numește All Over Glow Tint. Este acesta, din păcate, nu știu ce culoare are, pentru că este sigilat și pentru că nu aveau testere, dar am văzut că erau sau 3 sau 4 nuanțe diferite. Acesta este numărul 030, iluminator lichid pentru obraj, ochi și buze. Mi s-a părut foarte interesant, l-am văzut în online la cineva și am zis că hai să iau să văd și eu exact cum stă treaba cu el și abia aștept să văd culoarea, pentru că nu știu exact ce culoare are. Știți că eu ador rujurile de la Maybelline Vinyl Ink-urile. Am deja 8 în colecție și acesta este numărul 9 și mi s-a părut o nuanță perfectă pentru toamnă. Este numărul 55 Royal. Na, acolo pune focus, bine, dragă. Da, acesta este. Mi s-a părut o nuanță așa de bordeaux burgundiu, foarte mișto, că nu l-am testat, vreau să-l testăm împreună. Dar abia aștept să pun la treabă, pentru că deja cumva mă mănâncă degetele să folosesc nuanțele astea de toamnă. Acesta a fost, dacă bine țin minte, 63 de lei. Tot o noutate și tot de la Maybelline am găsit mai de mult, după care am văzut că au adus și acum. Viața că stai la bloc cu geamul deschis. Se numește Cheek Hit. Este un blush cremos pentru blush cremos, am vrut să zic pentru obraj, normal că pentru obraj. Este numărul 30 Coral Amber și vreau să văd dacă se potrivește culoarea cu ce am eu astăzi pe obraj și anume cu nuanța aceea mișto de la Natasha Denona. Nu l-am folosit încă, este sigilat și am văzut că mai sunt două sau trei nuanțe. Mai este un roz, ceva nude something. Dacă sunteți din Cluj și vă interesează, să știți că le-am găsit în magazinul din Vivo, fostul Polus, că eu tot Polus să-i zic. Un produs care mi-e place foarte mult, am această cremă de mâini, se numește Glow Hand Fluid. Este o cremă de mâini cu textura așa mai fluidă, mai lichidă și care are particule strălucitoare. Mi se pare foarte mișto crema aceasta. Are un miros plăcut și ăsta este singurul produs pe care pot să vi-l spun că o să-l câștigați. Restul nu vă zic care din astea o să ajungă la voi, dar ăsta sigur, sigur o să ajungă la voi. Mi-a place foarte mult. La un moment dat îmi scria cineva pe TikTok că ei nu-i place, că nu intră în piele, că lasă peliculă grasă. N-am problema asta. Mi se pare că este foarte fluid. Nu văd cum ar putea să lase peliculă grasă dacă nu aplici foarte mult. Acum poate cineva care are mâinile mai grase, nu știu, mâinile mele sunt uscate pentru că toată ziua stau în creme și în apă și în soluții și în tot felul.
și în special de la soluțiile de la salon mi se deshidratează foarte tare. Așa că nu știu exact, îmi place foarte mult și v-am cumpărat una și vouă și la preț e foarte ok. Duru, 5,95 lei. Mai am două produse. Am văzut, pentru mine este nou, pentru că n-am mai văzut până acum produsul acesta la ei și mi s-a părut interesant. O cremă de ochi. Stați să văd, scrie undeva română. Cremă de ochi cu 10% aloe vera. Cumva pe mine asta m-a atras, faptul că este cu aloe vera și aloe vera hidratează bine. Și zice aici că este potrivită și pentru persoanele care poartă lentile de contact. Știu că pentru persoanele cu lentile de contact e un pic mai dificil să folosească produse mai grase, pentru că se pun pe retină și după aceea nu mai văd bine și așa mai departe. Asta mi s-a părut foarte interesantă, așa că am zis că hai să o cumpăr, mai ales că a fost și la un preț foarte bun. Știți că produsele din gama proprie Balea așa arată, în cazul în care vă interesează. Produsele din gama proprie Balea au niște prețuri foarte bune și ce îmi place mie mult la ei, din ce am văzut în ultima perioadă, este că lansează și introduc pe piață tot mai multe produse. Au și ceva ulei exfoliant pentru ten, ceva noutate, mi s-au părut foarte interesante. Am zis, hai să le luăm pe rând și să iau din fiecare. Și ultimul produs pe care l-am luat fix înainte să plătesc este această cremă. Este din gama Sundance, gama Sun a celor de la DM. Fluid protecție solară anti-îmbătrânire cu FPS 30. Pentru față și decolteu, protecție ridicată și în cazul în care vă interesează, să știți că zice aici că este fără octocrilen, cu hialuron și complex de vitamină pentru prevenirea formării petelor pigmentare și oferă până la 48 de ore de hidratare. Mi s-a părut foarte interesant și am zis să-l iau, mai ales că ce mă deranjează pe mine foarte mult la produsele acestea de protecție solară este că odată ce începe să vină vremea mai rece, nu se mai găsesc. Nu știu care e faza, pentru că, în mod normal, orice persoană care are grijă de ten ar trebui să folosească, indiferent de perioada din an, SPF. Ceea ce înseamnă că ar trebui să găsim în farmacii și în magazine și peste tot și iarna SPF, dar nu se găsește. Așa că eu vreau încet, încet să-mi fac stoc și eram foarte curioasă de produsul acesta, așa că o să-l pun la treabă și vedem exact care e faza cu el și cum se simte pe ten. Mi-e place foarte mult ambalajul așa pe galben și mi s-a părut foarte interesant. Și acesta a fost haul-ul meu DM de astăzi. După cum spuneam, în afară de crema aceasta, pe care vă garantez că puteți să o câștigați, celelalte produse nu vă spun ce puteți să câștigați, pentru că vreau să facem toată chestia asta un pic mai interesantă. Așa că, de acum înainte va trebui să vă uitați la video și să vedeți exact în care am să pun cutiuța cu ce produse vor ajunge la voi. Și e posibil să mai cumpăr, vreau să mai cumpăr încă câteva produse pe care nu le-am găsit acum și nici nu am avut foarte mult timp la dispoziție să mă plimb prin magazin, dar vreau să mai cumpăr câteva produse să vi le ofer. Așa că stați pe aproape, mulțumesc frumos pentru vizionare și dacă vreți să testăm ceva din teastră, să-mi ziceți și mă pun pe treabă. După cum spuneam și în clipul anterior, aștept un pic să se mai răcorească afară, să mai reîncepem să testăm produse, pentru că am câteva produse mișto pe care vreau să le testăm împreună și să ne distrăm cu ele. Dar până atunci, să aveți niște zile minunate și noi ne vedem data viitoare. V-am pupat!